Încă un șantier poluant, tot în drumul taberei, dar ce șmecheri! Au respectat legea și au izolat schelele doar înspre strada principală. Când de încoace înspre cartier, e liber în bătaie vântului și uitați-vă ce deșeuri produc. Astea rămân în sol sau, dacă nimeresc pe asfalt, pe trotuar, se macină și la orice boare de vânt urcă în aer sau devin poluanți pentru păsărele, insecte. Unde se uită inspecția ecologică, garda de mediu, unde se uită inspecția în construcții, unde se uită primăria capitalei sau primăria sectorului 6, se uită la alegeri locale sau parlamentare generale. Abia așteaptă să-și înnoiască mandatele sau să obțină unul nou dacă sunt în opoziție. Da, am impresia că poluați plasticul ăsta, n-ar trebui să-l țineți acolo după pânza aia. De ce n-ați învelit tot șantierul? Care plastic? Uite ăsta cu care înveliți, termoizolați casa. Așa? Păi, n-ar trebui să ajungă în natură. Se lucrează, cred. Se lucrează, dar de ce nu izolați tot schela ca acolo? Cu ce, cu plasă? Cu plasă, nu? Cu ceva, cu pânză. Nu așa prevede legea? Așa prevede legea, dar problema e că... Acolo, înspre stradă, ați învelit-o, că poate treacă inspecție, dar aici, la... Nici acolo nu-i învelit, e doar colțurile ca să nu ia vântul să ducă. A, numai la colț ați spus? Da. Dar regula prevede totul să fie învelit, nu? Știu că așa prevede, dar asta vă dă seama că nu e... Noi oricând facem curățenie fiecare seară. Nu cred că strângeți asta din sol, de pe asfalt. Vine după ora 6 și uitați. Bun, m-ați provocat. Vin după 6. Vin după 6. Într-adevăr, nici partea asta nu e izolată. Doar la colț și-au pus firma și nici măcar nu e firma lui, ceva cu plastic. Ca să fie clar că lucrează cu poluanți. Și vata asta minerală e periculoasă. Dacă nu greșesc, conține fibre foarte nocive, mărunțite, dacă nimeresc în aer, s-a zis cu sănătatea noastră. Și asta se întâmplă lângă un liceu. Ministerul Educației ar trebui să fie alertat de pericolele astea pentru copii. Nu doar de coronavirus sau alte infecții. Aici e pericol mortal. Non-stop.